Tibiu Șeriu a încheiat pe locul 2 cursa de la Cercul Polar. Câștigătorul maratonului Yukon Arctic Ultra 2020 este Fabian Infeld. Cei doi au fost singurii care au trecut linia de sosire după ce ceilalți 21 de concurenți înscriși în cursă de 300 de mile au abandonat. Tibi a străbătut cei 482 de kilometri ai cursei în 6 zile, 23 de ore și puțin peste 13 minute. Românul are un vis frumos, acela ca într-o bună zi să poată alerga pe Via Transilvanica. S-a dus acolo ca să-și facă cunoscut. A și făcut o filmare în timpul concursului. Tiberiu Ușeriu a fost la cea de-a doua participare la Yukon Arctic Ultra. Anul trecut, Bistrițianul a mers aproximativ 100 de kilometri în 24 de ore la temperaturi de minus 38 de grade Celsius, iar la a doua oprire, medicii care i-au făcut controlul de rutină l-au anunțat că trebuie să se retragă. A fost transportat cu elicopterul la un spital din Canada pentru îngrijiri de specialitate pentru că avea degerături. Yukon Arctic Ultra 2020 se desfășoară în perioada 30 ianuarie 7 februária.